Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Prioritatea ta trebuie să fie rugăciunea. Partea a treia. Trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Luca 18:1. Dacă cineva ți-ar amenința familia sau comunitatea, nu le-ai apăra? Ele chiar sunt atacate. Însă dușmanul este nevăzut. Pavel spune că responsabilitatea de frunte pentru a opri aceste atacuri aparține creștinilor. Vreau ca bărbații să se roage în orice loc. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 8. Aici nu este vorba despre un termen general folosit pentru rasa umană. El este specific pentru bărbați. Nu vrem să spunem că numai bărbații trebuie să se roage. Fiecare creștin are această obligație. Nici nu spunem că rugăciunea este singurul lucru pe care trebuie să-l facem. Dar este primul lucru care trebuie făcut. John Bunyan a spus: poți face mai mult decât să te rogi după ce te-ai rugat, dar nu poți face mai mult decât să te rogi până nu te rogi. Iacov a spus: mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit, în capitolul 5, versetul 16. Să remarcăm cuvântul neprihănit. Fiecare credincios este îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos, ceea ce înseamnă că poți sta înaintea lui Dumnezeu. Există două feluri de neprihănire, pozițională și practică. Există neprihănirea pe care trebuie să o practici zilnic, pe măsură ce lași Duhul Sfânt să te curețe, să te umple, să te folosească. La fel cum nu dorești să bei dintr-o ceașcă murdară, Dumnezeu nu dorește să aude rugăciunile unui creștin a cărui viață este murdărită de păcat. Rugăciunea pe care o ascultă Dumnezeu, întâi, vine dintr-o inimă curată, doi, are în ea o seriozitate și o intensitate care trec dincolo de rostirea câtorva dorințe pentru a vedea pe care o alege Dumnezeu, 3. Este în conformitate cu Scriptura și cu planurile divine. 4. Vine dintr-o inimă neîmpărțită. Să nu uităm, cine se îndoiește, să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Iacov, capitolul 1, versetele de la 6 la 8.